În Gorj s-au înregistrat deja primele victime ale caniculei. De luni și până astăzi, 4 persoane au avut de suferit din cauza temperaturilor ridicate înregistrate în această perioadă. Oamenii au căzut în stradă și au solicitat ajutorul ambulanței pentru a primi îngrijiri medicale. Au apărut din nefericire, dar avem destul de puține. Pe această săptămână avem numai 4 cazuri. Sunt primele cazuri? Primele cazuri, da. Probabil că oamenii din experiența anilor trecuți și-au luat măsurile necesare pentru a se proteja de căldură, având în vedere că toată ziua se fac avertizmente pe mass media. Medicii le recomandă gojenilor să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze și să evite consumul de cafea, țigări și băuturi alcoolice. Este vorba de persoanele care au probleme de sănătate cunoscute, pentru care trebuie o atenție mai mare în zilele acestea. E vorba de probleme cardiologice, pentru care tratamentul trebuie urmărit mai atent. E vorba de drumurile în oraș care trebuie făcute în prima parte a zilei. În mod sigur, la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, în zilele următoare va crește numărul solicitărilor din partea celor care au probleme de sănătate din cauza soarelui. Personalul îl recomandă cetățenilor să ceară și sprijinul medicilor de familie. Pentru apelurile pe care le primim noi la ambulanță, eu zic că trebuie de asemenea o selectivitate a lor. Persoanele care se pot adresa unui medic de familie pot să o facă, pentru că sunt în perioada asta foarte multe solicitări către noi, ambulanța, și e vorba de zone mai îndepărtate în care trebuie să ajungem, spre deosebire de cei care sunt în orașe, care pot ajunge la medicul lor de familie. Ambulanțele sunt echipate cu aparate de aer condiționat pentru a veni în sprijinul gorjenilor care se transformă în victime ale caniculei. Ambulanțele sunt pregătite, au aer condiționat să intervină, da, la aceste caniculi? Sigur că da, numai dacă, Doamne ferește, se poate defecta în timpul transportului de aer, ele pleacă pregătite de aici, din stație. Până în acest moment nu a fost înregistrat niciun deces din cauza temperaturilor extreme.